și al Sfântului Duh. Amin. Să fie Domnul. Să vă spun dinainte că n-am ieșit să predic. Nu am așa un talent la predică. Și am venit să las o mărturie. O mărturie și să vă înștiințez că Dumnezeu m-a smuls din Duhul Lumii, din felul de șer de viețuire pe care îl moșteneam de la părinții noștri, de la părinții mei, cei necredincioși mă refer. Frații care mă știu le cer iertare că mă repet, dar eu nu pot uita de unde m-a scos Dumnezeu. Nu era frază, nu era vorbă să nu înjur de Dumnezeu, să nu spun un lucru rău. Și cu toate acestea, Dumnezeu a lucrat și m-a salvat de acolo. Eram în anii tineri, când făceam armata, un tânăr coleg mi-a cântat o cântare de la oaste și cântarea aceea m-a fermecat, mi-a fermecat inima. Nu pot uita niciodată că de atunci am rămas așa pe gânduri și am început să frecventez apoi adunările la oastea Domnului și mi-a plăcut foarte mult. Vreau să vă spun că noi aici am venit la Bogdănești și mai ales eu personal ca să împlinim o poruncă a Mântuitorului și ca să fim în unitate, ca să înțelegem mai bine salvarea sufletelor vine prin aceste hotărâri, prin aceste decizii. În anii mai de mult s-a pierdut un copil prin lanul de grâu și l-au căutat părinții și rudele, cei mai apropiați ai familiei. L-au căutat vreme îndelungă până seara și nu l-a găsit. A doua zi a anunțat satul, l-a anunțat preotul și s-au mobilizat cu toții și l-au căutat. L-au găsit seara târziu, dar până când nu s-au unit, până când nu și-au unit mâinile unii cu alții, nu l-au putut găsi. De aceea noi vrem să fim în unitate, în unitate de plină, să ne unim în dragoste, în duh, în rugăciune, în adevăr, în cântare, ca să putem să slăvim pe Domnul și Mântuitorul nostru. Aveam un singur verset pe care, de fapt, s-a mai citit aici. Când a văzut Iisus gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Scumpii noștri, dragii noștri ascultători, scumpii noștri frați, binecuvântate surori, să știți că noi, dacă frăția voastră n-ați fost, eu personal, am fost risipit ca o oaie pierdută. Așa spune aici, gloatele erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori. Și din clipa aceea, Mântuitorul s-a hotărât să fie El, păstorul cel bun, păstorul care își dă viața pentru oi. El așa spune că păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Eu îmi dau viața ca oile să aibă viață din belșug. Ce pierduți eram! Din ce groapă a pierzării ne-a scos pe noi Dumnezeu. Acum aș vrea să, pentru că așa frumoase au fost poeziile mei dinainte, aș vrea să mă atașez în rândul celor care și a surorilor, dar și a fraților, cu o poezie nouă. Iubirea a rămas întinsă în patru cuie pe calvar. Vedem noi că de veacuri este Iisus răstignit și mergem și pe la Troițe și pe la Biserica, Sfânta Biserică și vedem un Iisus răstignit pe care ne apropiem, îi sărutăm mâinile, fruntea, picioarele. Totuși aici este un mare adevăr.
spune că a vrut să rezidească noul templu prin suferință și prin har. Știa el, Domnul slavei noastre, că doar așa vom fi salvați și doar prin sângele stropirii vom fi de Tatăl înfiați. A dus o luptă neegală cu duhurile din văzduh ca noi să învățăm, ca noi să înălțăm spre cerul o rugă în adevăr și duh. Când strigătul durerii sale a răsunat până în adânc, cu tremur s-a făcut deodată peste al țării întreg pământ. Chiar soarele își pierdu lumina, purta acum veșmânt de doliu greu pentru a jeli în taină moartea a Fiului lui Dumnezeu. Catapeteasma în templul sacru s-a rupt ca de un mare vânt, să nu mai fie despărțire, nici suferință, nici mormânt. De atunci noi suntem liberi, liberi, spălați pe veci de-al morții chin, la sânul lui venim ca pruncii cu cel mai fericit suspin. În întoarcerea Fiului Risipitor găsim și știm chiar și de la Sfânta Biserică că El s-a întors cu o rugăciune pregătită, cu o căință în suflet, cu o scurtă rugăciune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău, fiul tău. Fă-mă ca pe unul din robii tăi. Și era o rugăciune bine alcătuită, probabil că o și scrisese el. Și a învățat-o pe de rost, o știa din memorie. Și a plecat, s-a hotărât, a venit clipa să plece spre Tatăl. Și așa cum era el, în zdrențe, cum în lipsurile lui, flămând și aproape fără nădejde, singura nădejde era iubirea Tatălui. Dacă Tatăl îl va primi, dar se dădea o luptă grea în sufletul lui, dar dacă nu îl va primi, dacă nu va fi primit, și cu această rugăciune, în timp ce Tatăl îi aleargă înainte, ca să fiu mai scurt să nu spun toată această Evanghelie, atunci El începe să-i spună rugăciune: Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic. Și Tatăl îl acoperă cu dragostea, cu sărutările Lui. Zice că a plâns mult pe grumazul lui și începe să reducă din rugăciune acolo unde este spus și pregătise el să spună: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. El îndată, Tatăl acoperă aceasta și spune: aduceți haina cea nouă, aduceți inel, puneți inelul în deget. Și îndată îi se redă dreptul de fiu și el intră în drepturi prin minunea lui Dumnezeu, prin harul lui, prin mila lui. Așa cum mă gândeam, au fost aceste gloate în priveliștea aceea și cum noi vedem lumea aceasta, chiar oriunde ne ducem, prin, mai ales prin locuri aglomerate, mergeți prin magazinele aglomerate sau prin piețe și vedeți cum vorbesc cu oamenii, să vedeți cum la tot pasul aprind țigara, uneori unul de la altul, își împrumută băutura și se găsesc sau se regăsesc în plăcerea aceasta, în tuclul acesta al lumii în care și noi am fost și care de unde ne-a scos Dumnezeu cu mână tare, cu mână puternică. Și iată că acest fiul risipitor a reușit să se smulgă, dar nu rugăciunea, și aceasta l-a salvat, nu numai rugăciunea a fost, ci l-a salvat dragostea Tatălui, care a iertat totul, mila Tatălui. Zice, când l-a văzut de departe, Tatăl i s-a făcut milă de el. I-a alergat înainte. Așa mila aceasta a lucrat mereu prin viacuri. De vrem să știm, sau dacă vrem să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, este de multe ori, poate de sute de ori scris cuvântul milă, pentru că noi am fost răscumpărați prin milă, prin har. N-am meritat niciunul iertarea. Care din noi a meritat ca Mântuitorul nostru să fie
dus, să fie batjocorit, să fie răstignit, să fie chinuit, luat prin apăsare, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și dus, dat în mâna batjocoritorilor, în mâna chinuitorilor. Nu este vreme să descriem, dar atunci când am aflat aceste mari adevăruri, uneori mă uit înapoi și văd cum mi se împetrește inima. Mi s-a împetrit poate și mie inima și nu mai pot plânge ca atunci. În orice seară, în orice noapte, mă ridicam din pat, nu puteam dormi. Și mergeam la rugăciune, mergeam pe malul apei, mergeam în capătul grădinii, pentru că acolo unde locuiam era o fundătură, nu mai locuia alte persoane, începea un râu. Și acolo eram ca în grădina Ghetsimani și vărsam atâtea lacrimi, eram așa de fericit la anii aceia. Acum noi cunoaștem Sfânta, o parte, nu toată Sfânta Scriptură, cunoaștem o parte din adevărurile lui Dumnezeu și poate că această cunoștință ne-a dat acest fel al nostru de a fi, de a fi ca niște predicatori, de a arăta aici când venim în fața preților noastre niște oameni care am meritat aceasta, dar nu, fraților, nu am meritat și nu voi, până la mormânt, voi recunoaște acest adevăr, că n-am meritat și nu voi merita niciodată. A fost mila lui Dumnezeu, mila lui ne-a copleșit. Spune, când a văzut Iisus gloatele, că zice, arăta așa necășită cum era, chinuită, știop, bolnav, de tot felul de boli. Așa este și lumea de astăzi, cuprinsă de tot felul de boli, de tot felul de patim. Vedem la tot pasul, cum spuneam mai înainte, cum scufăiesc țigările. Oamenii se recunosc îndată unii de pe alții care sunt copii ai lui Dumnezeu și care nu sunt. Dar ne groază și ne temem că lumea aceasta se pierde fără să cunoască. Dumnezeu a adus această mișcare de trezire, această lucrare a Lui, acest misionarism laic în sânul Bisericii Ortodoxe, ca oamenii să înțeleagă că se poate pocăi și în cadrul Bisericii Ortodoxe, nu musai să plece la alte culte. Spunea marele învățat Nicolae Iorga, aducea o mare învinuire Bisericii Ortodoxe, spunând că preoții l-au închis pe Dumnezeu în altar. Și Părintele Iosif, îndurerat de această afirmație, zice, nu prea ar avea temei învinuirea lui Nicolae Iorga, pentru că biserica totdeauna a fost ca o fântână cu apă vie în mijlocul satelor și orașelor noastre. Dar răul e că oamenii nu vin la această fântână să bea din cele șapte taine, șapte chiresme, și oamenii stau departe, departe Dumnezeu i-ar fi dușman și ar fi vrăjmaș. Dar, spune Părintele, noi cu asta Domnului luăm această fântână pe umeri și o ducem la om acasă. Am vrut de întotdeauna să facem lucrul acesta. Am așteptat să vină suflete la adunare, să vină suflete în casele noastre, la adunările noastre, să vină în stările acestea să cunoască cântările și binecuvântările pe care noi le primim prin mila lui Dumnezeu, nu pentru că merităm. Unii din noi, așa cum am fost și eu, am făcut doar 8 clase și n-am studiat să pot cunoaște cuvintele înalte, să pot fi un mare predicator, dar n-a fost așa. Dumnezeu, prin aceste cuvinte slabe, așa, în ziua când m-am întors din armată, mama nu mai avea curajul să se apropie, se apropia cu sfială de mine, mi-a atingea obrajii și spunea, cum te-a schimbat pe tine Dumnezeu? Cum m-a schimbat, mamă? Sunt același. Nu mai ești la fel. Tu nu mai ești cum erai. Nu mai ești cum ai plecat. Tu nu mai înjuri. Tu nu mai trântești, nu te mai enervezi. Nu mai ești același. Și plângea mama la pieptul meu, mi-aduc aminte. Ca și cum eu, ca un copil, trebuia să plâng la pieptul ei. Nu i-am. Niciodată n-am văzut-o în starea aceea și totdeauna zicea, mă mir că nu te blestemă Dumnezeu, parcă voia să mă blesteme Dumnezeu.
de felul meu de viață vinovat pe care îl vedea la mine, ce cum semeni cu tatăl tău, așa în fioară când te văd. Și parcă îmi pare rău că nu v-am părăsit de când erați mici, măcar să nu văd, măcar să nu știu nimic de voi. Așa a lucrat Dumnezeu și așa ne-a salvat. Că a vrut să aducă raiul în casele noastre. Spuneți, frăția voastră, dacă nu e aici ca în rai, dacă Îngerii lui Dumnezeu nu sunt aici prezenți și doresc să participe, să cânte cu noi, așa cum spune una din cântări, iar Îngerii slave, cântările noastre cântate plângând, luați vorodată zâmbile la față, iar Îngerii slave, cu tremuri în glas, adică cu glasul tremurând, cântând, învățau să plângă din ele. Și Îngerii vor învăța să plângă. Se spune că un singur lucru, că Îngerii nu pot plânge, dar la venirea răscumpăraților, când se va umple cerul cu cei răscumpărați prin jertfa Mântuitorului, atunci ei vor vedea, pentru că vor întreba, de unde vin aceștia? Din necazul cel mare, din valea plângerii, din necazul cel mare vin. Așa se va umple cerul cu toți cei răscumpărați. Și o să mai spun doar un cânt sau două și o să închei, pentru că sunt alți frați care au această calitate deosebită de a putea vorbi. Se spune, asta este o întâmplare pe care am auzit-o, nu știu la cine, dar am culesă. Mi-a plăcut foarte mult. Și când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea sa, după chipul și asemănarea Sfintei Treimi, pentru că zice să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut din pământ, din țărâna pământului. Dar omul încă n-avea suflare de viață. Și înainte de a sufla în nările lui, în această ființă creată de Dumnezeu în noi, suflarea sa de viață, spune că trebuia odată cu suflarea de viață să imprime toate virtuțile. Bunătatea, răbdarea, evlavia, dragostea, nădejdea, toate câte sunt, poate că nu le-am înșelat pe toate. Și spune că Dumnezeu, în dragostea Lui, pentru că așa face El întotdeauna, a întrebat toate aceste virtuți dacă vrea să-L însoțească pe om. Ce atunci s-a înfiorat bunătatea, s-a retras dintr-o dată și a zis, Doamne, nu mă trimite în om, nu pot să-L însoțesc pe om, pentru că pornirile Lui vor fi spre rău, și mă va face să sufăr, mă va lăsa singură, să plâng pe drumuri, nu mă lăsa, Doamne. Și spune că s-a uitat Dumnezeu Tatăl spre celelalte virtuți, spre nădejde, spre bunătate, spre evlavie, le aveam aici înșirate, credință spre credință și toate s-au retras și a zis, nu pot să mă duc cu El. Dar cum să-L trimit fără de voi, zice Dumnezeu. Și atunci iese în față dragostea. Ea, ca o mireasă dulce, frumoasă, scumpă, ca un crin imaculat, iese în față și spune, trimite-mă, Doamne, eu vreau să-L însoțesc eu. Dar cum te duci singură? Da, dacă merg eu cu El, toate celelalte vor veni după mine. Și așa a fost. Și această dragoste a venit s-a întrebat în Domnul Iisus ca noi să vedem cât de dulce, cât de frumoasă, cât de scumpă este. Cred că nu mai e nevoie să dau multe cuvinte. Mai am un gând și închei. Se spune despre Fecioara Maria și suntem de multe ori învinuiți noi de la oaste că nu prea vorbim de Maica Domnului. Poate așa este. Și Părintele Iosif spunea la fel și poate da, e adevărat, dar noi vorbim despre crinul care l-a purtat Maica Domnului. Ea a purtat în cele, crinul cerului l-a purtat pe Domnul Iisus. Se spune, știți, că sunt icoanele în biserică, una din ele, acolo, la Buna Vestire, vine un arhanghel și poartă un crin, îi aduce un crin frumos, alb, imaculat, și se pleacă, arată în icoană cum este a plecat.
Și urmează mai departe, aplică cine ție, Marie, cuvintele care sunt scrise în Sfânta Evanghelie. Că el ți s-a făcut mare dar și spune că un plin s-a adus fecioare și o aplecare până jos, iar ea, înduieșată, ca să poată răsplăti cerul, ne-l dăruire pe Hristos, l-a primit pe Hristos în inima ei, numai pentru că s-a smerit arhanghelul lui Dumnezeu, Gabriel, așa de mult și a spus, aplică cine ție. Acestea sunt o parte, o părticică din marele adevărul ale lui Dumnezeu. Rămâne să completeze și asta, ați tras, rămâne să ne mai vedem, să ne mai revedem și dacă nu ne vedem aici, să ne vedem acolo, în Patria Cerească, unde a spus Mântuitorul, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine, slăviți să fie Domnul.